Ochiul stâng este adesea asociat cu feminitatea, receptivitatea și trecutul. Problemele care afectează acest ochi ar putea semnala dificultăți în a vedea clar aspecte emoționale legate de relațiile apropiate, în special de relațiile cu femeile sau cu propria ta parte emoțională. Pot exista emoții refulate sau neexprimate legate de trecut, precum regret, tristețe sau refuzul de a accepta o anumită situație. Uneori poate reflecta o lipsă de echilibru între ceea ce vezi și ceea ce simți, mai ales dacă este o tendință de a neglija aspectele emoționale ale vieții în favoarea celor raționale. Ascultă aceste afirmații timp de 21 de zile, dimineața cât te trezești și noaptea înainte de somn, pentru a putea să simți o îmbunătățire în ceea ce privește durerea. Vreau să înțelegi că aceste afirmații nu reprezintă un înlocuitor al unui tratament pe care un medic ți l-a dat pentru afecțiunea sau afecțiune pe care le ai la ochi. Aceste afirmații reprezintă o alinare emoțională prin care tu să înțelegi de unde au pornit aceste dureri și ce poți face tu ca să poți să le diminuezi. Accept cu ușurință și claritate emoțiile mele din trecut. Mă deschid să văd adevărul din viața mea fără teamă. Îmi permit să vindec rănile emoționale și să merg înainte cu încredere. Îmi accept intuiția și am încredere în ghidarea ei în viața mea de zi cu zi. Îmbrățișez aspectele feminine și receptive din ființa mea cu iubire și respect. Privesc în interiorul meu cu blândețe și compasiune. Eliberez tensiunile emoționale și mă deschid spre vindecare. Îmi iert trecutul și mă eliberez de orice emoții negative atașate de acesta. Mă accept pe mine însumi așa cum sunt și îmi permit să evoluez. Privesc viața cu iubire și încredere, eliberând orice frică. Îmi recunosc emoțiile și le las să curgă liber fără să le blochez. Îmi deschid ochii pentru a vedea frumusețea din prezentul meu. Sunt capabil să fac față oricărei provocări emoționale cu claritate și echilibru. Primesc iubire și sprijin din toate direcțiile vieții mele. Aleg să văd tot ceea ce este bun și pozitiv în viața mea. Îmi protejez sănătatea emoțională și mă conectez profund cu adevărurile interioare. Îmi permit să renunț la orice tensiune legată de trecut. Mă deschid către noi perspective și moduri de a vedea viața. Îmi îmbrățișez latura sensibilă și o văd ca pe o putere personală. Sunt conectat profund cu intuiția mea și mă simt în siguranță să urmez îndrumarea ei. Îmi permit să văd lucrurile așa cum sunt, fără să mă agăț de frici. Sunt deschis la noi perspective și la schimbările din viața mea. Îmi curăț mintea și sufletul de orice tensiune emoțională din trecut. Îmi protejez energia emoțională și mă înconjur de iubire și lumină. Eliberez orice presiune interioară care mă împiedică să văd clar. Privesc înăuntrul meu cu acceptare și încredere. Îmi găsesc echilibrul între emoții și rațiune. Am încredere că vindecarea interioară îmi aduce o vedere mai clară asupra vieții. Mă reconectez cu liniștea și pacea interioară. Îmi îmbrățișez vulnerabilitatea și o transform în putere interioară. Sunt dispus să-mi accept emoțiile și să învăț din ele. Îmi recunosc adevărurile interioare și le privesc cu încredere. Sunt capabil să depășesc orice blocaj emoțional din trecut. Privesc înainte cu curaj și deschidere spre noile oportunități. Sunt în armonie cu gândurile și sentimentele mele. Îmi permit să văd iubirea și bunătatea în toți cei din jurul meu. Îmi eliberez mintea de orice judecată și mă deschid către iubire. Îmi clarific viziunea asupra vieții și îmi îmbrățișez adevărul. Mă conectez profund cu emoțiile mele și le privesc ca pe niște ghizi valoroși. Îmi onorez sensibilitatea emoțională și o folosesc pentru a mă conecta mai profund cu lumea din jurul meu. Cum pot să accept emoțiile mele din trecut cu ușurință și claritate? Ce mă împiedică să văd adevărul din viața mea fără teamă?
cum îmi permit să vindec rănile emoționale și să merg înainte cu încredere? În ce moduri pot să am mai multă încredere în intuiția mea în viața de zi cu zi? Cum pot să îmbrățișez aspectele feminine și receptive din ființa mea cu iubire și respect? Sunt dispus să privesc în interiorul meu cu blândețe și compasiune? Ce tensiuni emoționale pot elibera acum pentru a mă elibera spre vindecare? Ce pași pot face pentru a ierta trecutul și mă elibera de emoțiile negative? Cum mă pot accepta mai mult așa cum sunt și să-mi permit să evoluez? Sunt deschis să privesc viața cu iubire și încredere, eliberând orice frică? Cum pot să recunosc și să exprim emoțiile mele liber, fără să le blochez? Sunt dispus să văd frumusețea și oportunitățile din prezentul meu? Cum pot face față provocărilor emoționale cu mai multă claritate și echilibru? Sunt deschis să primesc iubire și sprijin în toate direcțiile vieții mele? Cum pot să văd mai clar tot ceea ce este bun și pozitiv în viața mea? Cum pot proteja sănătatea emoțională și să mă conectez mai profund cu mine însumi? Cum îmi permit să renunț la tensiunile legate de trecut? Ce noi perspective pot adopta pentru a vedea viața diferit? Cum pot să îmbrățișez latura mea sensibilă și să o văd ca pe putere? Cum pot să mă conectez mai profund cu intuiția mea și să mă simt în siguranță urmând-o? Cum îmi pot permite să văd lucrurile așa cum sunt, fără frică? Sunt deschis la noi perspective și schimbări în viața mea? Ce pot face pentru a curăța mintea și sufletul de tensiunile emoționale din trecut? Cum îmi protejez energia emoțională și să mă înconjor de iubire și lumină? Ce presiuni interioare pot elibera pentru a vedea mai clar? Sunt eu dispus să privesc înăuntru meu cu acceptare și încredere? Cum pot găsi echilibrul între emoțiile mele și rațiune? Cum mă ajută vindecarea interioară să privesc viața cu mai multă claritate? Cum mă pot reconecta cu liniștea și pacea interioară? Cum pot transforma vulnerabilitatea mea în putere interioară? Sunt eu dispus să accept emoțiile mele și să învăț din ele? Cum pot recunoaște și accepta adevărurile interioare cu încredere? Ce pot face pentru a depăși blocajele emoționale din trecut? Cum pot privi înainte cu curaj și deschidere spre noi oportunități? Sunt în armonie cu gândurile și sentimentele mele? Cum pot vedea iubirea și bunătatea în cei din jurul meu? Cum îmi pot elibera mintea de judecăți și să mă deschid către iubire? Cum îmi clarific viziunea asupra vieții și îmbrățișez adevărul? Cum mă pot conecta mai profund cu emoțiile mele pentru a înțelege mai bine lumea din jur? Cum îmi onorez sensibilitatea emoțională și o folosesc pentru a mă conecta mai profund cu ceilalți? Accept cu ușurință și claritate emoțiile mele din trecut. Mă deschid să văd adevărul din viața mea fără teamă. Îmi permit să vindec rănile emoționale și să merg înainte cu încredere. Îmi accept intuiția și am încredere în ghidarea ei în viața mea de zi cu zi. Îmbrățișez aspectele feminine și receptive din ființa mea cu iubire și respect. Privesc în interiorul meu cu blândețe și compasiune. Eliberez tensiunile emoționale și mă deschid spre vindecare. Îmi iert trecutul și mă eliberez de orice emoții negative atașate de acesta. Mă accept pe mine însumi așa cum sunt și îmi permit să evoluez. Privesc viața cu iubire și încredere, eliberând orice frică. Îmi recunosc emoțiile și le las să curgă liber fără să le blochez. Îmi deschid ochii pentru a vedea frumusețea din prezentul meu. Sunt capabil să fac față oricărei provocări emoționale cu claritate și echilibru. Primesc iubire și sprijin din toate direcțiile vieții mele. Aleg să văd tot ceea ce este bun și pozitiv în viața mea. Îmi protejez sănătatea emoțională și mă conectez profund cu adevărurile interioare. Îmi permit să renunț la orice tensiune legată de trecut. Mă deschid către noi perspective și moduri de a vedea viața.
îmi îmbrățișez latura sensibilă și o văd ca pe o putere personală. Sunt conectat profund cu intuiția mea și mă simt în siguranță să urmez îndrumarea ei. Îmi permit să văd lucrurile așa cum sunt, fără să mă agăț de frici. Sunt deschis la noi perspective și la schimbările din viața mea. Îmi curăț mintea și sufletul de orice tensiune emoțională din trecut. Îmi protejez energia emoțională și mă înconjor de iubire și lumină. Eliberez orice presiune interioară care mă împiedică să văd clar. Privesc înăuntrul meu cu acceptare și încredere. Îmi găsesc echilibrul între emoții și rațiune. Am încredere că vindecarea interioară îmi aduce o vedere mai clară asupra vieții. Mă reconectez cu liniștea și pacea interioară. Îmi îmbrățișez vulnerabilitatea și o transform în putere interioară. Sunt dispus să-mi accept emoțiile și să învăț din ele. Îmi recunosc adevărurile interioare și le privesc cu încredere. Sunt capabil să depășesc orice blocaj emoțional din trecut. Privesc înainte cu curaj și deschidere spre noile oportunități. Sunt în armonie cu gândurile și sentimentele mele. Îmi permit să văd iubirea și bunătatea în toți cei din jurul meu. Îmi eliberez mintea de orice judecată și mă deschid către iubire. Îmi clarific viziunea asupra vieții și îmi îmbrățișez adevărul. Mă conectez profund cu emoțiile mele și le privesc ca pe niște ghizi valoroși. Îmi onorez sensibilitatea emoțională și o folosesc pentru a mă conecta mai profund cu lumea din jurul meu. Cum pot să accept emoțiile mele din trecut cu ușurință și claritate? Ce mă împiedică să văd adevărul din viața mea fără teamă? Cum îmi permit să vindec rănile emoționale și să merg înainte cu încredere? În ce moduri pot să am mai multă încredere în intuiția mea în viața de zi cu zi? Cum pot să îmbrățișez aspectele feminine și receptive din ființa mea cu iubire și respect? Sunt dispus să privesc în interiorul meu cu blândețe și compasiune? Ce tensiuni emoționale pot elibera acum pentru a mă elibera spre vindecare? Ce pași pot face pentru a ierta trecutul și m-a elibera de emoțiile negative? Cum mă pot accepta mai mult așa cum sunt și să-mi permit să evoluez? Sunt deschis să privesc viața cu iubire și încredere, eliberând orice frică? Cum pot să recunosc și să exprim emoțiile mele liber, fără să le blochez? Sunt dispus să văd frumusețea și oportunitățile din prezentul meu? Cum pot face față provocărilor emoționale cu mai multă claritate și echilibru? Sunt deschis să primesc iubire și sprijin în toate direcțiile vieții mele? Cum pot să văd mai clar tot ceea ce este bun și pozitiv în viața mea? Cum pot proteja sănătatea emoțională și să mă conectez mai profund cu mine însumi? Cum îmi permit să renunț la tensiunile legate de trecut? Ce noi perspective pot adopta pentru a vedea viața diferit? Cum pot să îmbrățișez latura mea sensibilă și să o văd ca pe putere? Cum pot să mă conectez mai profund cu intuiția mea și să mă simt în siguranță urmând-o? Cum îmi pot permite să văd lucrurile așa cum sunt, fără frică? Sunt deschis la noi perspective și schimbări în viața mea? Ce pot face pentru a curăța mintea și sufletul de tensiunile emoționale din trecut? Cum îmi protejez energia emoțională și să mă înconjor de iubire și lumină? Ce presiuni interioare pot elibera pentru a vedea mai clar? Sunt eu dispus să privesc înăuntru meu cu acceptare și încredere? Cum pot găsi echilibrul între emoțiile mele și rațiune? Cum mă ajută vindecarea interioară să privesc viața cu mai multă claritate? Cum mă pot reconecta cu liniștea și pacea interioară? Cum pot transforma vulnerabilitatea mea în putere interioară? Sunt eu dispus să accept emoțiile mele și să învăț din ele? Cum pot recunoaște și accepta adevărurile interioare cu încredere? Ce pot face pentru a depăși blocajele emoționale din trecut? Cum pot privi înainte cu curaj și deschidere spre noi oportunități? Sunt în armonie cu gândurile și sentimentele mele? Cum pot vedea iubirea și bunătatea în cei din jurul meu?
Cum îmi pot elibera mintea de judecăți și să mă deschid către iubire? Cum îmi clarific viziunea asupra vieții și îmbrățișez adevărul? Cum mă pot conecta mai profund cu emoțiile mele pentru a înțelege mai bine lumea din jur? Cum îmi onorez sensibilitatea emoțională și o folosesc pentru a mă conecta mai profund cu ceilalți? Accept cu ușurință și claritate emoțiile mele din trecut. Mă deschid să văd adevărul din viața mea fără teamă. Îmi permit să vindec rănile emoționale și să merg înainte cu încredere. Îmi accept intuiția și am încredere în ghidarea ei în viața mea de zi cu zi. Îmbrățișez aspectele feminine și receptive din ființa mea cu iubire și respect. Privesc în interiorul meu cu blândețe și compasiune. Eliberez tensiunile emoționale și mă deschid spre vindecare. Îmi iert trecutul și mă eliberez de orice emoții negative atașate de acesta. Mă accept pe mine însumi așa cum sunt și îmi permit să evoluez. Privesc viața cu iubire și încredere, eliberând orice frică. Îmi recunosc emoțiile și le las să curgă liber fără să le blochez. Îmi deschid ochii pentru a vedea frumusețea din prezentul meu. Sunt capabil să fac față oricărei provocări emoționale cu claritate și echilibru. Primesc iubire și sprijin din toate direcțiile vieții mele. Aleg să văd tot ceea ce este bun și pozitiv în viața mea. Îmi protejez sănătatea emoțională și mă conectez profund cu adevărurile interioare. Îmi permit să renunț la orice tensiune legată de trecut. Mă deschid către noi perspective și moduri de a vedea viața. Îmi îmbrățișez latura sensibilă și o văd ca pe o putere personală. Sunt conectat profund cu intuiția mea și mă simt în siguranță să urmez îndrumarea ei. Îmi permit să văd lucrurile așa cum sunt, fără să mă agăț de frici. Sunt deschis la noi perspective și la schimbările din viața mea. Îmi curăț mintea și sufletul de orice tensiune emoțională din trecut. Îmi protejez energia emoțională și mă înconjor de iubire și lumină. Eliberez orice presiune interioară care mă împiedică să văd clar. Privesc înăuntrul meu cu acceptare și încredere. Îmi găsesc echilibrul între emoții și rațiune. Am încredere că vindecarea interioară îmi aduce o vedere mai clară asupra vieții. Mă reconectez cu liniștea și pacea interioară. Îmi îmbrățișez vulnerabilitatea și o transform în putere interioară. Sunt dispus să-mi accept emoțiile și să învăț din ele. Îmi recunosc adevărurile interioare și le privesc cu încredere. Sunt capabil să depășesc orice blocaj emoțional din trecut. Privesc înainte cu curaj și deschidere spre noile oportunități. Sunt în armonie cu gândurile și sentimentele mele. Îmi permit să văd iubirea și bunătatea în toți cei din jurul meu. Îmi eliberez mintea de orice judecată și mă deschid către iubire. Îmi clarific viziunea asupra vieții și îmi îmbrățișez adevărul. Mă conectez profund cu emoțiile mele și le privesc ca pe niște ghizi valoroși. Îmi onorez sensibilitatea emoțională și o folosesc pentru a mă conecta mai profund cu lumea din jurul meu. Cum pot să accept emoțiile mele din trecut cu ușurință și claritate? Ce mă împiedică să văd adevărul din viața mea fără teamă? Cum îmi permit să vindec rănile emoționale și să merg înainte cu încredere? În ce moduri pot să am mai multă încredere în intuiția mea în viața de zi cu zi? Cum pot să îmbrățișez aspectele feminine și receptive din ființa mea cu iubire și respect? Sunt dispus să privesc în interiorul meu cu blândețe și compasiune? Ce tensiuni emoționale pot elibera acum pentru a mă elibera spre vindecare? Ce pași pot face pentru a ierta trecutul și mă elibera de emoțiile negative? Cum mă pot accepta mai mult așa cum sunt și să-mi permit să evoluez? Sunt deschis să privesc viața cu iubire și încredere, eliberând orice frică? Cum pot să recunosc și să exprim emoțiile mele liber, fără să le blochez?
Sunt dispus să văd frumusețea și oportunitățile din prezentul meu? Cum pot face față provocărilor emoționale cu mai multă claritate și echilibru? Sunt deschis să primesc iubire și sprijin din toate direcțiile vieții mele? Cum pot să văd mai clar tot ceea ce este bun și pozitiv în viața mea? Cum îmi pot proteja sănătatea emoțională și să mă conectez mai profund cu mine însumi? Cum îmi permit să renunț la tensiunile legate de trecut? Ce noi perspective pot adopta pentru a vedea viața diferit? Cum pot să îmbrățișez latura mea sensibilă și să o văd ca pe putere? Cum pot să mă conectez mai profund cu intuiția mea și să mă simt în siguranță urmând-o? Cum îmi pot permite să văd lucrurile așa cum sunt, fără frică? Sunt deschis la noi perspective și schimbări în viața mea? Ce pot face pentru a curăța mintea și sufletul de tensiunile emoționale din trecut? Cum îmi protejez energia emoțională și să mă înconjor de iubire și lumină? Ce presiuni interioare pot elibera pentru a vedea mai clar? Sunt eu dispus să privesc înăuntrul meu cu acceptare și încredere? Cum pot găsi echilibrul între emoțiile mele și rațiunea? Cum mă ajută vindecarea interioară să privesc viața cu mai multă claritate? Cum mă pot reconecta cu liniștea și pacea interioară? Cum pot transforma vulnerabilitatea mea în putere interioară? Sunt eu dispus să accept emoțiile mele și să învăț din ele? Cum pot recunoaște și accepta adevărul interior cu încredere? Ce pot face pentru a depăși blocajele emoționale din trecut? Cum pot privi înainte cu curaj și deschidere spre noi oportunități? Sunt în armonie cu gândurile și sentimentele mele? Cum pot vedea iubirea și bunătatea în cei din jurul meu? Cum îmi pot elibera mintea de judecăți și să mă deschid către iubire? Cum îmi clarific viziunea asupra vieții și îmbrățișez adevărul? Cum îmi pot conecta mai profund cu emoțiile mele pentru a înțelege mai bine lumea din jur? Cum îmi onorez sensibilitatea emoțională și o folosesc pentru a mă conecta mai profund cu ceilalți? Accept cu ușurință și claritate emoțiile mele din trecut. Mă deschid să văd adevărul din viața mea fără teamă. Îmi permit să vindec rănile emoționale și să merg înainte cu încredere. Îmi accept intuiția și am încredere în ghidarea ei în viața mea de zi cu zi. Îmbrățișez aspectele feminine și receptive din ființa mea cu iubire și respect. Privesc în interiorul meu cu blândețe și compasiune. Eliberez tensiunile emoționale și mă deschid spre vindecare. Îmi iert trecutul și mă eliberez de orice emoții negative atașate de acesta. Mă accept pe mine însumi așa cum sunt și îmi permit să evoluez. Privesc viața cu iubire și încredere, eliberând orice frică. Îmi recunosc emoțiile și le las să curgă liber fără să le blochez. Îmi deschid ochii pentru a vedea frumusețea din prezentul meu. Sunt capabil să fac față oricărei provocări emoționale cu claritate și echilibru. Primesc iubire și sprijin din toate direcțiile vieții mele. Aleg să văd tot ceea ce este bun și pozitiv în viața mea. Îmi protejez sănătatea emoțională și mă conectez profund cu adevărurile interioare. Îmi permit să renunț la orice tensiune legată de trecut. Mă deschid către noi perspective și moduri de a vedea viața. Îmi îmbrățișez latura sensibilă și o văd ca pe o putere personală. Sunt conectat profund cu intuiția mea și mă simt în siguranță să urmez îndrumarea ei. Îmi permit să văd lucrurile așa cum sunt, fără să mă agăț de frici. Sunt deschis la noi perspective și la schimbările din viața mea. Îmi curăț mintea și sufletul de orice tensiune emoțională din trecut. Îmi protejez energia emoțională și mă înconjor de iubire și lumină. Eliberez orice presiune interioară care mă împiedică să văd clar. Privesc înăuntrul meu cu acceptare și încredere. Îmi găsesc echilibrul între emoții și rațiune.
Am încredere că vindecarea interioară îmi aduce o vedere mai clară asupra vieții. Mă reconectez cu liniștea și pacea interioară. Îmi îmbrățișez vulnerabilitatea și o transform în putere interioară. Sunt dispus să-mi accept emoțiile și să învăț din ele. Îmi recunosc adevărurile interioare și le privesc cu încredere. Sunt capabil să depășesc orice blocaj emoțional din trecut. Privesc înainte cu curaj și deschidere spre noile oportunități. Sunt în armonie cu gândurile și sentimentele mele. Îmi permit să văd iubirea și bunătatea în toți cei din jurul meu. Îmi eliberez mintea de orice judecată și mă deschid către iubire. Îmi clarific viziunea asupra vieții și îmi îmbrățișez adevărul. Mă conectez profund cu emoțiile mele și le privesc ca pe niște ghizi valoroși. Îmi onorez sensibilitatea emoțională și o folosesc pentru a mă conecta mai profund cu lumea din jurul meu. Cum pot să accept emoțiile mele din trecut cu ușurință și claritate? Ce mă împiedică să văd adevărul din viața mea fără teamă? Cum îmi permit să vindec rănile emoționale și să merg înainte cu încredere? În ce moduri pot să am mai multă încredere în intuiția mea în viața de zi cu zi? Cum pot să îmbrățișez aspectele feminine și receptive din ființa mea cu iubire și respect? Sunt dispus să privesc în interiorul meu cu blândețe și compasiune? Ce tensiuni emoționale pot elibera acum pentru a mă elibera spre vindecare? Ce pași pot face pentru a ierta trecutul și mă elibera de emoțiile negative? Cum mă pot accepta mai mult așa cum sunt și să-mi permit să evoluez? Sunt deschis să privesc viața cu iubire și încredere, eliberând orice frică? Cum pot să recunosc și să exprim emoțiile mele liber, fără să le blochez? Sunt dispus să văd frumusețea și oportunitățile din prezentul meu? Cum pot face față provocărilor emoționale cu mai multă claritate și echilibru? Sunt deschis să primesc iubire și sprijin în toate direcțiile vieții mele? Cum pot să văd mai clar tot ceea ce este bun și pozitiv în viața mea? Cum pot proteja sănătatea emoțională și să mă conectez mai profund cu mine însumi? Cum îmi permit să renunț la tensiunile legate de trecut? Ce noi perspective pot adopta pentru a vedea viața diferit? Cum pot să îmbrățișez latura mea sensibilă și să o văd ca pe putere? Cum pot să mă conectez mai profund cu intuiția mea și să mă simt în siguranță urmând-o? Cum îmi pot permite să văd lucrurile așa cum sunt, fără frică? Sunt deschis la noi perspective și schimbări în viața mea? Ce pot face pentru a curăța mintea și sufletul de tensiunile emoționale din trecut? Cum îmi protejez energia emoțională și să mă înconjor de iubire și lumină? Ce presiuni interioare pot elibera pentru a vedea mai clar? Sunt eu dispus să privesc înăuntru meu cu acceptare și încredere? Cum pot găsi echilibrul între emoțiile mele și rațiunea? Cum mă ajută vindecarea interioară să privesc viața cu mai multă claritate? Cum mă pot reconecta cu liniștea și pacea interioară? Cum pot transforma vulnerabilitatea mea în putere interioară? Sunt eu dispus să accept emoțiile mele și să învăț din ele? Cum pot recunoaște și accepta adevărurile interioare cu încredere? Ce pot face pentru a depăși blocajele emoționale din trecut? Cum pot privi înainte cu curaj și deschidere spre noi oportunități? Sunt în armonie cu gândurile și sentimentele mele? Cum pot vedea iubirea și bunătatea în cei din jurul meu? Cum îmi pot elibera mintea de judecăți și să mă deschid către iubire? Cum îmi clarific viziunea asupra vieții și îmbrățișez adevărul? Cum mă pot conecta mai profund cu emoțiile mele pentru a înțelege mai bine lumea din jur? Cum îmi onorez sensibilitatea emoțională și o folosesc pentru a mă conecta mai profund cu ceilalți? Sper că aceste afirmații, pe care în final le-am transformat în întrebări, să fie acea putere interioară pe care tu o ai sau pe care tu ți-o dai zi de zi ca să reușești să diminuezi din această durere pe care în momentul acesta o simți și să înțelegi că orice durere pe care o avem pornește din interiorul nostru și se reflectă în exteriorul nostru. Acum, dacă ai ajuns la final și rezonezi
cu ceea ce eu ți-am oferit, nu uita să dai un share, să dai un like și să îmi dai un comentariu și să-mi spui cum au fost aceste afirmații pe care le-am creat pentru tine.